Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scara Mecanic. În acest episod o să facem ceva cu totul diferit, ceva ce nu am mai făcut noi până acum, eu alături de Sniper, canalului în descriere. Salut Sniper! Bun, vom vrea să facem top 10 creații din Scara Mecanic. Evident, sunt foarte multe care sunt epice și acesta fiind primul episod o să includă și câteva creații de ale mele. Bun, dacă vă place ideea și bine, la final, și vreți să mai continuăm genul acesta de episoade, adică deja avem 100 și 102 episoade, parcă am eu, de Scara Mecanic, putem face și acest lucru, doar apăsați butonul de like și la mine și la Sniper și vom continua. Bun, haideți să trecem la prima creație. Aceasta este prima creație pe care noi o vom prezenta, este una realizată de mine, este un hammer de armată. Tot ce voi prezenta în acest clip alături de Sniper, le puteți găsi pe workshop și puteți să le luați și voi să vă distrați. Și apropo, filmez în window mode, am o problemă cu OBS-ul și de asta îmi vedeți și FPS-ul, care nu este extraordinar. Bun, hammerul acesta este făcut cu două straturi de metal. Se intră puțin cu șustă în el, o să vă arăt cum. Sniper, tu te poți pune sus la armă, te rog. Okay. Bun, avem și armă, este cu motor frumos făcut. Deci cam acesta este interiorul. Ok, bun. O să vă las și niște linkuri, cred, pentru fiecare creație în parte. Acum încă suntem la stadiu de filmat, editat. Edităm chiar, așa că da. Bun, avem butonul 1, deschid cele două uși. Bine, inițial avea 4, dar prin anumite modificări am ajuns la 2. Vedeți, două straturi fiind de armată să fie ca lumea și deschidem și spatele, cum așa arată înăuntru, lumini frumos, și motorul care are chiar un ventilator, o elice funcțională. Odată ce eu accelerez, o să auziți și voi, o să vedeți, de fapt nu auziți, o să vedeți și voi că se mișcă acea elice pentru radiator, ca să-l răcească, să răcească motorul mult mai rapid, și baterie. Deci este făcută destul de ok. Merge destul de ok, n-are treabă. Este un hammer, vă puteți imagina un Jeep, deci cam acesta este. Cam așa arată. Uitați, se observă și aici cum se mișcă în față. Este destul de ok. Timpul de lucru nu știu cât a fost. O oră și ceva, cred. Asta din cauza că am făcut niște greșeli la început. Deci aceasta este o creație realizată de mine cu ajutorul Sniper și Crazy. Bun, cam atât cu această creație, hai să trecem la următoarea. A doua creație este un lowrider care îl puteți găsi de asemenea pe workshop. Un lowrider destul de șmecher. Exteriorul nu este foarte detaliat, vă dați seama, nu prea ai ce să detaliez la o astfel de mașină. Și în Scara Mecanic, bine, totuși o să vă arăt că se pot face și unele magii. Sniper, ia un loc, bagă de aici. În interior avem o grămadă de butoane care, na, deci exact ce face una în realitate face și aceasta, este foarte, foarte tare. Avem astea care gen să o lași așa ridicată și avem și cele care o faci să danseze. Și dacă vreți, capota, motorul, care este destul de bine făcut, radiator, toate cele, și portbagajul, unde avem probabil astea pentru hidraulice. Acum, să nu înțelegeți greșit, nu sunt gen cea mai bună după a doua, după a treia, nu, sunt pur și simplu luate, este un top 10, fără, toate sunt la fel de șmechere, toate sunt de fapt foarte șmechere și nu le pot da locul 1, locul 2, locul 3, așa că să nu înțelegeți greșit ordinea lor, este o ordine aleatorie, contează foarte puțin. Demers este puțin mai greu, vă dați seama, adică o să avem o problemă dacă vrem să coborâm pe aici, că nu coborâm fiind un lowrider, dar putem să facem chestia asta. Și gata. Și că e off-road în caz de, bine, direcția e puțin mai ciudățică acum, dar este o mașină foarte ok, o creație super, super tare, care nu generează foarte mult lag. Bun, hai să trecem la următoarea. A treia creație este o mașină făcută din realitate, o mașină care probabil ați văzut-o și la mine la Spin Tires,
pentru off-road. Este, oricum este super tare, cum este creată, chiar la cele mai mici detalii aș putea spune și sus cum avem. Și în față îmi plac foarte mult, avem aici, acestea sunt un fel de scări și intrăm, e un pic mai complicat cum să intri în ea, deoarece ușile nu se deschid prin exterior, dar interior. Avem claxon în care nu se aude, nu am sunet, probleme tehnice și ușile, nimic mai mult. În schimb, este super, super tare. Suspensia este pe câte două, să le numesc, telescoape. Amortizoare, pe acolo. Fiecare roată, am învățat și eu să fac de astea, dar acum se fac foarte ușor cu aparatul de sudură. Înainte era puțin mai complicat, dacă era vă învățam, dar acum cu aparatul de sudură imediat țaca-paca. Cam aceasta este mașina. Bine, este o mașină care produce destul de mult lag, având în vedere că sunt foarte multe cuburi. Și neapărat dacă vrei, poți să ieși tu puțin să te plimbi. Culorile Army Style, ceva de genul. Deci cam așa este și suspensia, am uitat să specific, este pe ax pusă, nu e fiecare roată pe treaba ei independentă, are un ax, da, sniperul nu prea știe să conducă, nu-l băgați în seamă, acum facem testul de rezistență, nu, nu vă lăsați induși în eroare, este testul de rezistență. Bun, what? Cum a făcut roata aia? Da, din cauza că ea ia pe ax, e puțin mai ciudat. Că dacă cealaltă se ridică, aia altă e în pământ. Nu e fiecare pe treaba ei, ceea ce era destul de șmecher, dar e foarte tare așa. Și putem să băgăm chiar și o remorcă, un trailer după ea. Bine, dacă facem puțin pe aici să agațe. Chiar am eu una. În fine, nu ne ocupăm de asta, nu e treaba noastră. Cam asta este. Haideți să trecem la următoarea. Bun, a patra creație este un tractor mai special făcut de mine. Este un John Deere 8530. Sper că am spus bine. Timpul de lucru aproximativ o oră jumate, 2 ore. M-am chinuit puțin. La partea unde vedeți capota, deoarece în realitate are mai multe combinații de culori, mai multe combinații de culori, mă refer prin stickerele cum sunt puse. Și roțile mi-au dat puțin ține bătăi de cap, la fel și aripa de pe roată. O să ziceți că aripa o să blocheze roata și nu o să pot vira. Ei bine, nu, e total greșit. Nu, nu aia. Asta se deschide, se deschide, se deschide, s-a deschis. Ok, nu, închidem aici. Nu știu ce face butonul ăla. Avem un ștergător. Ok, ei bine, roțile și cu aripa de față. Aripile de față, mai bine spus, sunt una și aceeași bucată. Dacă observați aici, e un mic sistem de suspensii. Bine, este un tractor, nu vă imagina să aibă viteza mare. Cine știe ce viteză. Avem și pe spate cârligul de remorcare pentru plug, ce mai avem noi nevoie să punem. Nu este funcțional, nu am mai stat să-l fac și pe acela funcțional, dar cam așa arată suspensia, absolut tot, ax, tot, 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 tot. Și cam acesta este rezultatul. Bine, butoanele vă imaginați că sunt de design. Și capota am uitat, da. Chiar, bine, motorul este undeva pe aici. N-avem treabă cu capota, dar arată bine, corect? Se dă așa frumos, hop, se ridică. Bun, deci aceasta este o creație făcută de mine. Tot la cererea voastră. O puteți găsi de asemenea pe market, pe workshop. Da, bun. Cam așa arată. Deci, bine, așa e versiunea normală. Observați, chestiile alea nici nu se văd, deci vă dați seama că este buguită și când, bam, este mult mai ok. La fel și astea, dacă observați, aripa de spate are un mic... Hop, se rătește mai așa. Bun, cam aceasta este creația. Este destul de șmecheră, poate fi folosită, de exemplu, dacă vreți să facem un fel de filmuleț de agricultură, ceva simulator. Bun, hai să trecem la următoarea. A cincea creație este o mașină sport. Prima oară a vrut să fie o Dacia 1310, chiar am un clip pe canal. Numai că a intrat puțin în serviciu și am tunat-o. Am lucrat la ea, mi se pare, cu sniperul după. Și acum arată mai mult ca un Mustang. Bine, este o mașină foarte grea. Ce e cu adevărat?
Impresionant, se află sub capotă, cum am aranjat toate alea. Bun, acum și portbagajul se deschide, observați, formele nu sunt drepte, de la depărtare arată chiar foarte bine. Avem tobă laterală, bine, prima oară a fost pe spate, dar am decis lateral, pare mult mai super. Bun, și avem ușile care se deschid, interiorul nu prea... Bine, cam așa arată interiorul, 3 persoane, cu tot cu șofer. Avem în spate un subwoofer, nu prea se observă, ba da, uitați-l acolo. Avem acolo cutia de viteze, schimbătorul, un butonel, radio și toate cele. Bun, acum, cum am spus, ceva cu adevărat impresionant sub capotă și în spate avem de asemenea, că nu se poate să plecăm fără castraveți și... apropo, e pe gaz. Da, observați aici, butonul de gaz. Ok, bun. Și pământ și alt radio de rezervă în caz de zestrică. Bun. Ce avem noi sub capotă? Motor V8, așa l-am denumit eu. Twin Turbo. Îmi place cum sună. Și baterie albastră. Bun, acesta este motorul. Claxon, ceva normal. Avem aici și o daia de evacuare. La fel, avem ăsta, radiatorul cu tot... cu ventilatorul său, motorul care este foarte frumos și țevile se duc, nu vreau să vă arăt eu de aici, în fine, se duc așa pe dedesubt și continuă și ajung aici, evacuarea finală și în portbagaj, na, cam astea, snaipere, făionorurile, stai, lasă astea și hai, bagă-te, condu-o tu. Deci cam aceasta este mașina, timpul de lucru la ea nu știu exact cât a fost, o puteți găsi pe workshop. De asemenea și pe aceasta, apasă ultimul buton, oprește-te aici, pune pe modul sport. Probabil ați văzut ultimul buton de la ea. Probabil ați văzut la mașinile astea că au roțile puțin mai inclinate, așa. Ei bine, așa se deși această mașină. Este făcută, are câteva chestițe pe aici, alea de sus. Cam așa arată rezultatul final la ce am lucrat eu. Bun, snipere, nu te băga prin bălării cu ea. Oricum, cam atât cu această creație, haideți să trecem la următoarea. De data aceasta avem o mașină urâtă și probabil o să vă întrebați ce este. Ei bine, cei care s-au uitat la clipuri știu. Sniper știe. A trebuit să construiască și el ceva asemănător, dar Sniper nu știe. Bun, o să vă dau așa, observați foarte multe brizuri pe ea, acum vă întrebați ce poate fi. Ei bine, este o mașină care se transformă într-un roboțel. Și, snipere, apropo, sistemul de virare este acela pe care îl vedeți voi. E un sistem deoarece nu puteam să-l fac, îi strigam foarte mult aspectul și îl strigam și pe el. Bun, acum hai să începem să vedeți exact cum este snipere, date dintr-o parte să se vadă șmecher la tine. Și tăm, tăm, tăm. Este foarte încet procesor ca să nu mă dezechilibreze, să cadă, să mai știu ce. Avem aici totul foarte ca lumea, cam așa, și mâinile, și tot, cam așa arată robotul nostru. Este un Transformers făcut prima oară, l-am încercat, adică pur și simplu a fost făcut, bam, n-avem nimic în cap, vreau să fac ceva și acesta a fost. Observați, roțile funcționează, bine. Prima oară am putut să merg cu el, dar mă tot răsturnam și am decis, bă, hai, stai pe loc și aia e. Pot să-i mișc alea de sus, de lângă cap, dacă observați, dar oricum nu m-a ajutat la nimic. Și se transformă înapoi în mașină și putem să-l utilizăm normal. Bine, ca mașină nu arată foarte bine, dar ce știe să facă, face toți bani. O puteți găsi de asemenea pe workshop această mașină. Avem și sistem evacuare, dar e mai scurt, nu m-am chinuit la el. Motorul, probabil ați observat, este la capul meu. Avem motoarele aici, sus. Și cam aceasta a fost și cu această creație. Hai să trecem la următoarea. A șaptea creație este ceva special pentru iubitorii de off-road. Cât se poate numi off-road în acest joc, evident. Este un ATV destul de mare oricum. ATV-ul sună foarte urât. ATV. Ok, bun. Cu suspensii am experimentat eu acum ceva timp
niște suspensii, pur și simplu nu avem ce să fac, nu avem net, am zis, bă, hai să încerc ceva nou. Și mi-au ieșit niște suspensii pe bază de motor, adică nu sunt cum erau în joc cele normale, sunt puțin mai complicate, probabil observați foarte multe de astea de motor, pleacă de acolo, din mijloc și își fac toată treaba. Momentan sunt dezactivate, să vă fac și o mică prezentare, acum avem suspensiile lăsate, observați, foarte nasol. Și avem și acolo ventilatorul să răcească motor, da, m-am ocupat de detaliul acesta. Și acum vom activa, pac, și avem suspensie. Și o să vă întrebați, băi, cum? Cum funcționează? Băi, foarte ușor. Este pe bază de motor, adică se poate întări, se poate da mult mai moale, prin simplul fapt, ok, avem acest motor aici, ăsta, cu cât îl dau, observați, acum e mai moale și acum este foarte tare. Și pot să dau cât vreau eu. Acum e... E gen pentru oraș, adică nu te ajută foarte mult, dar na. Și acum este pentru off-road, are două moduri, setezi acolo. Și este foarte ca lumea, nu se răstoarnă ca mai știu eu ce. Observați și roțile sunt foarte late și suspensiile funcționează excelent pe ea, pe vehicul. Și... o să vă arăt următoarea creație special off-road și foarte, foarte șmecheră. Bun, Zaibre, poți să te plimbi și tu un pic cu ea. Oricum, nu este foarte grea. Mă tot gândesc la mașină. El, mai bine zis. Ia sarim aici, chiar sunt curios. Eu o să stau aici dedesubt, vreau să văd cum sari. Hai. Oh! Shit, son! Ce calume a fost. Lol, nu mai așteptam. Oricum, deci este foarte, foarte ok la capitolul suspensii, la capitolul off-road, n-are nicio problemă. Bine, încă dezvolt proiectul acesta cu suspensiile, oricum, fiecare roată este independentă, nu depinde de cealaltă, nu este pe ax, fiecare e cu treaba ei, asta o face și puțin mai specială. Pe când următoarea creație, probabil ați văzut-o și la alți youtuberi, a devenit destul de virală. Pentru modul cum a fost făcută și a fost prima mea încercare cu suspensiile pe motor. Bun, hai să trecem la următoarea creație. Și am ajuns la cea mai epică creație din acest clip. Bine, mai avem, dar aceasta este cea mai epică din punctul meu de vedere. Este făcută și de mine, vă dați seama. O să vă întrebați ce-i cu leșinata asta de mașină. Ei bine, cum am spus și la creația cealaltă, suspensie pe bază de motor aici puțin mai diferit. Aici, vă dați seama, fiind construcția diferită, a trebuit să-i fac un spațiu cât are voie să se lase, să se ridice, fiind și mașină mai grea și puterea trebuie să fie mult mai mare. Și m-am gândit că ar fi super tare când rămâneți blocați pe o stâncă. Cum mai ieșiți? Nu mai ieșiți. Dar avem aici două roți care vor împinge mașina în continuu în față. Avem și aici evacuări, care, bine, nu m-am chinuit foarte mult. Și, snipere, treci în mașină, apasă, activează suspensia, butonul 1 și suspensia este activată. Acum, ca să vedeți și voi exact toate astea în ea, nimic foarte greu. Aceasta a fost prima mea creație cu suspensiile de genul, 3 ore de lucru, că nu avem idee ce fac, mai bine zis. Bine, probabil ați mai văzut-o și la alți youtuberi sau probabil ați văzut și voi fără să știți că e de la mine sau mai știu eu ce. Oricum e destul de populară pe workshop. Este făcută de la zero și snipere bag o tură. Și ce o să vreau eu să faci? Bine, suspensia ei este foarte soft, să zic așa, foarte moale. Să-ți ofere o experiență de condus foarte ok. Și vreau să sari pe aia, să văd cum duce. O să vreau să sari pe asta înapoi, cum ai sărit și cu ATV-ul. Mulțumesc că mă calci. De ce? Ce ai cu copacul? Sniper nu prea știe să conducă. Sniper, cum e eu? Foarte bine. E, foarte bine. Se comportă. O, mă, că nu iei bani pe ea. Nu iei bani pe ce zici. Hai, sari. Sau aici, de desubt. Dă-i viteză. Dă-i. Da, ați observat probabil suspensia, este foarte ok, l-am lăsat pe sniper să se plimbe cu ea. Oricum, la mine în clipuri o puteți vedea de mai multe dăți. Deci, da, bun. Unde ai dispărut? Ok, s-a evaporat. A, bă, nu, uite aici. Cam aceasta este, bine, suspensia poate fi întărită, adică stai.
care are motorul, este suspensie dublă, apropo, este făcută, aceasta este făcută prin rotație pură, nu este cum era la ATV. La ATV-ul i-am pus ceva mult mai simplu, mai compact, vă dați seama că nu puteam să fac sistemul ăsta de aici până aici și de aici până aici pe un ATV, deoarece ăsta era tot ATV-ul. Așa că a trebuit să minimizez totuși, să-l fac la fel de eficient. E bine, aici aceste chestii se învârt cu o viteză foarte mare, încât nu se observă că se învârt măcar. Dar dacă vă uitați voi atent, atent, se observă. Repet, dacă vă uitați atent. La fel și aici. Aici se observă ceva mai bine. În fine, viteza lor de rotație este foarte, foarte mare și se poate regla, evident, din motor. Bine, observați cum la multe motoare fiecare are asta diferită. Avem aici cât de tare vrem să o dăm. Uitați, spatele se înmoaie și tot așa. Aici este tare rigid și nu se mai lasă când pleacă, gen. Este ok. Bun, haideți să trecem la următoarea creație. Bun, și ne apropiem de final, dar mai avem încă două creații super șmechere. Aceasta este o mașină din. V-ați dat seama? Ok, probabil că v-ați dat seama. Rocket League. Este făcută la detaliu destul de ca lumea. Ce mă uimește pe mine până și botul l-a dat să fie așa curbat ca să nu păstreze forma asta așa dreaptă de scândură. Nu are foarte multe chestii, asta vă pot spune. O găsiți pe workshop, evident. Ok, avem așa, avem interiorul, un singur scaun, încăpeau două, dar este și mamă, cât de mare e. Ok, și de aici închidem, așa, bun. Cam aceasta este mașina, cam așa arată, are motor electric, dar nu-i bai. Și spune și spoilerul e făcut într-o parte. Dă-mă mingea încoa! Hai mă, sniper, spawnează și tu mingi ceva. Bine, nu spawnează nimic. Cam aceasta este mașina, mai are și încă o chestiuță. Bine, nu cred că o să o urce pe aici. Ok, a urcat, a urcat. Stai, știu că are un senzor ca să nu te buguiești, gata. Și mai are aici un buton unde o putem expune. Ceva în genul acesta, dacă vrem să facem o expoziție, nu știu, se poate expune în acest mod. Oricum, arată destul de bine, dar hai să trecem la ultima creație din acest episod. Și cea mai epică creație din acest episod am lăsat-o la final. Am zis că nu o să fie cu top. E bine, asta este cea mai epică. Cred că sunteți gata să vedeți. Hai să vedem ce avem aici. Ok, glumeam. Cred că acum este mult mai bine. Da, cred că așa mai merge, zic și eu. Bun, ultima creație, destul de ca lumea, foarte ca lumea, nu că destul de ca lumea, iertați-mă. Este o macara care are nevoie de doi playeri. Sniper, tu la volan, dar nu acum. Suspensie pe fiecare roată în parte. Problema este că are câte un telescop, câte un amortizor din acela și este puțin cam lăsată. Pe față sunt două, dar fiind două, trei chiar. Trei, da, aparent. Dar fiind mașina foarte mare, vă dați seama că sunt inutile. La prima vedere. Bun, snipere, urcă-te, te rog. Ok, are câteva chestii. Urcă-te acolo. După ce închideam ușa. Bă, ce faci, mă? Bun, eu am aici câteva butoane. Ce nu-mi place, putea să fie făcut pe scaun, să mă rotesc așa, era mult mai practic. Și, bine, vă dați seama, nu prea putem să agățăm chestii decât dacă îi facem noi special. Putem să ne mișcăm în ce direcție dorim noi. Bine, asta nu se lasă foarte jos, nu poți să o lași până pe pământ. Era foarte, foarte ca lumea dacă puteai să o îndoi de la mijloc, dar este șmecheră și așa. Snipere, bagă viteză! Chiar că bagă viteză, nu glumă. Ia, se plimbă cârligul ăla. Stai așa că mă chinui să o bag acilea. Bă, vezi copacul ăla, mă. Adunăm ștuleți, ce facem aici? Stai că eu trebuie să o ridic pe asta. Să dau așa. Și el e sniperul. Numai el putea să facă asta. Da, aparent mașina nu rezistă la unul ca sniper, deci da. Bun, aceasta fiind ultima creație, hai să ne întoarcem noi la locul acesta.
Bun, cam atât a fost cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, cum am spus și la început. Dacă mai vreți acest gen de clipuri, adică să vă prezentăm creații și probabil să pun și un link. Acum, dacă vreți să pun link, ok, spuneți-mi să pun link la fiecare creație în parte, o muncă în plus, dar dacă și voi vreți, de ce nu? Bun, și cam atât, creațiile o parte au fost făcute de mine, o să vă mai prezint dacă va mai exista încă un episod sau mai multe episoade, o să vă mai prezint niște creații făcute de mine care le consider eu destul de ok, adică am ceva timp în acest joc, mă pot descurca, cred că, să spunem. Bun, eu am fost Trex, el a fost sniperul, vreau să zic că eu am fost sniperul. Îți veni să crezi, așa ceva. Nu m-aș putea asta. Oh, da. Bun, repet, dacă v-a plăcut, like, share, să vă spuneți părerea, ce părere aveți voi, dacă aveți idei de mașini care sunt pe workshop și vreți să apară în clip, de ce nu, sau orice mai știu, da, sau să construiesc eu una. Bun, dar acest gen de clip vor fi mereu editate, doar mașinile, fără altceva, nu construiesc, nu modific. Și deci cam așa o să decurgă miniseria aceasta, care o să fie și la mine și la sniperul, la sniper pe canal. Pentru că sniperul a fost puțin mai plăcut. Nu e așa, sniper? Da, e adevărat. Oh, mulțumesc! Bă, taci că mă dor urechile, n-auzi? Nu nec nimic. Bun! Noi ne vedem data viitoare. Like, share, subscribe dacă n-ați făcut încă și baftă! Pa! Ba.